Da, finally o să mă căsătoresc. Hello, ce faceți? Eu sunt Marius și bine ați venit la mine pe canal. Astăzi o să facem un machiaj de nuntă. Pentru că, cine știe, poate în viitorul apropiat am să mă căsătoresc și, who knows, poate am să-mi găsesc și eu iubirea vieții. Așa că astăzi o să facem un machiaj de la zero pentru nuntă. Pentru nunta mea. Dacă o să fie cineva în viața mea. Who knows, eu încă am două pisici. Pot să trăiesc cu ele jumătate de viață, după care să-mi adopt alte pisici. But anyway, după cum vedeți, mi-am făcut sprâncenele și sincer mă chinui puțin cu sprâncenele pentru că le-am ras și nu am știut să le dau forma corectă. Așa că n-am pus partea sprâncenelor în clipul de astăzi, însă o să ne ocupăm în continuare de tot restul feței și anume, primul pas este să folosesc crema aceasta de la Kiehl's care hidratează super bine tenul. Îmi place foarte mult crema asta. O folosesc de fiecare dată și am mai spus-o în multe clipuri că o folosesc de fiecare dată când îmi fac un machiaj sau am nevoie de hidratare sau skincare sau așa mai departe. Pentru mine crema asta, pe lângă faptul că hidratează, îmi și oferă glow-ul ăla necesar. Nu am pus foarte mult și o să încep să bag tot produsul în piele. Cum ați observat, am ieșit puțin din mediul online pentru că mai am să mă gândesc bine ce vreau să fac și pur și simplu aveam nevoie de o pauză pentru că s-au întâmplat foarte multe chestii și oarecum am vrut să mă axez puțin să văd ce vreau să fac, pe ce nișe vreau să continui și am decis într-un final că vreau să rămân doar și doar pe make-up, nu o să mai fac foarte mult lifestyle pentru că I'm scared a little bit, I'm not gonna lie, mi-e destul de frică să mai fac chestiile pe care le făceam înainte, să-mi expun viața în totalitate pentru că oarecum am fost judecat prea mult pentru deciziile pe care le-am luat. Bun, acum că este tenul hidratat, o să trecem direct la ochi și o să ne facem machiajul ochilor. O să folosesc un fond de ten de la Kat Von D pe care l-am pus aici pentru a pune o bază a machiajului. Mie nu-mi place să folosesc baze de machiaj, nu știu, pur și simplu nu-mi place, îmi place să folosesc fonduri de ten cu acoperire mare. Mi se pare că se așează mult mai bine fardurile pe un fond de ten cu acoperire mare decât, nu știu, pe o bază. I don't know. Eu nu lucrez cu bază, nu-mi place să lucrez cu bază. Strict alegerea mea. Am să vin la Beauty Blender, am să blendesc absolut totul. O să aplic și în partea de jos a ochiului. În continuare o să folosim această paletă de la... Am spart paleta! O să folosim această paletă de la Be Perfect pentru că are niște culori foarte frumoase și o să ne agățăm de niște culori nude pentru că vreau să am un machiaj cât mai nude, dar să fie și foarte elegant pentru o nuntă și mai ales eu aș fi mireasa sau mirele, who knows, depinde de vibe. Cu pensula de la Kaylin am să iau acest fard. Am să încep să-l pun în cut crease. Prima dată și prima dată îl tapotez. Am schimbat pensula și am luat pensula asta mică de la Ama Beauty pentru că am mai multă precizie cu pensula asta și o să pun în pliul ochiului. După care am să revin la pensula de blending și am să blendesc totul aici. O să iau din paleta Too Faced această nuanță, care e cu siguranță mult mai închisă decât cea pe care noi am folosit-o. Și am să o pun fix aici în pliu pentru a da dimensiune machiajului și a evidenția pliul ochiului. Am să revin la pensulă și am să blendesc totul în sus. Cu o pensulă de blending o să iau puțin negru și o să le aplic fix aici la baza genelor. Tot din paleta de la Too Faced am să iau această nuanță Rich Girl. Și am să încep să aplic pe suprafața pleoapei. O să fac și celălalt ochi și o să revin. Ok, am revenit și cu celălalt ochi. În partea de jos o să folosim cam aceleași nuanțe. O să începem prima dată cu nuanța de maro, care o să o punem aici.
Tot din aceeași paletă o să iau negru, care o să-l aplic aici pentru a uni. Ok, o să trecem la fond de ten și o să folosim acest fond de ten de la Kat Von D, pe care... Stați așa că nu se focalizează. Acest fond de ten de la Kat Von D pe care l-am mai folosit în trecut, însă nu mi-a plăcut. Și am zis că vreau să-i mai dau o șansă pentru că a costat o grămadă de bani și mai am câteva produse de la Kat Von D care îmi plac și vreau să-i mai dau o șansă. Poate nu era perioada mea în care aveam eu tenul foarte bine, așa că o să-i mai dau o șansă și o să pun 4. O să-l iau cu degetul și am să-l aplic. Îl pun și pe frunte, pe nas. Dăm și pe gât neapărat. Îmi place foarte mult că are o textură cremoasă și nu are o textură lichidă fondul ăsta de ten. De asta vreau să-i mai dau o șansă, pentru că mie îmi plac foarte mult produsele cremoase și de obicei folosesc fonduri de ten mai cremoase, nu-mi plac alea foarte lichide, că nu-mi oferă operirea de care am eu nevoie dacă e lichid, nu știu. Nu-mi place fondul de ten lichid. Oh, dar n-am oglindă. Ok, nuanța pare să fie bună. Acum hai să vedem cum se blenduiește. Oh. Oh. Mamă, se uscă foarte repede. Da, cam asta a fost problema și atunci. Se uscă și nu mai poți blendui. Nu știu, parcă nu... It's not giving, vă zic sincer, parcă it's not giving, nu știu. Who knows? Poate nu știu eu să-l folosesc, poate trebuie folosit altcumva. În continuare o să folosim acest blush cremos de la Fenty Beauty pe care eu îl ador și o să-l pun în zonele astea ca să-mi fac eu un lifting mișto. Nu știu dacă v-am zis, dar blush-ul ăsta îmi place foarte mult. E unul dintre favoritele mele. Vreau să-l încerc și pe cel de la Rare Beauty pentru că nu l-am încercat până acum și am tot auzit chestii mișto de el. Sunt foarte curios să-l folosesc și pe ăla. O să mi-l achiziționez să văd cum e. What the heck? Uitați aici cât de cakey e. Fondul de ten. Miss Kat Von D, what the fuck? Ok. Nu-mi place asta. This is shit. Nu-l mai cumpăr în viața mea. O să iau o pensulă pentru pudră și o să folosesc pudra de la Boys & Berries în nuanța 01 Ivory. Ivory, nu știu. Și o să încep să-mi aplic pe toată suprafața tenului cu mare grijă să nu mișc fondul ăsta de ten care, păi, sincer, nașpa, să nu-l cumpărați. Sunt altele mult mai bune, și anume ăsta de la Be Perfect, care în primul rând are acoperire mare și după cum se vede și folosesc foarte, foarte mult. Ăsta mi se pare unul dintre cele mai mișto fonduri de ten pentru tenul gras. Actually, e pentru toate tipurile de ten și fondul ăsta de ten de la Be Perfect e genial. Dar dacă îl folosiți în cantitate mult mai mică, îl puteți folosi și pentru un machiaj natural. O să aibă acoperire mare, dar știți voi, puneți puțin. O să trecem direct la contur și o să folosesc paleta asta de la Be Perfect, pe care eu o ador, cu o pensulă destul de mică. O să încep prin am contura prima dată nasul. Și o să încep de aici. Și o să îl duc până în sus. O să încep să-mi conturez și pomeții. În ultima săptămână am slăbit 5 kg. Mai sincer, chiar nu mâncam. Nu aveam poftă să mănânc absolut deloc. Și chestia asta m-a triggeruit foarte tare, că
și din cauza stresului și din cauza că nu am reușit să mănânc, nu mi-era foame, nu mi-era poftă de mâncare, am slăbit 5 kg și gen, sunt pretty happy pentru că și așa am zis că mă apuc de sală și știu de fiecare dată zic, o să mă duc la sală, o să mă duc la sală și nu mă duc niciodată la sală, dar bitch! Este 2023 și încerc să-mi schimb viața constant și this is the last try, gen, chiar vreau să mă duc și chiar vreau să mă țin 100% de sală. Dacă nu o să se întâmple asta, o să-mi jur solemn că nu o să mai spun niciodată că mă duc la sală. Mi-am făcut deja și abonament la 18 Gym și vreau să-mi iau și un antrenor personal. Cred că m-ar ajuta foarte mult. Ok, the jawline is giving. M-am făcut cu 2 kg mai slab. Bitch, what the fuck? Ok, guys, o să trecem la blush și pentru că vreau să am un blush cât mai mișto, o să folosesc o nuanță din paleta aceasta și voi folosi acest blush. Mă rog, e super deschis. Chiar vreau să-l încerc. Pardon. Deci trebuie să am grijă pe el. It's giving, păpușă Barbie! Oh my god, nu, deci nu, nu, iubesc, ador. O să-mi pun și pe nas, obviously. Spun și aici un pic. Din paleta Be Perfect am să iau această nuanță de pudră care e foarte deschisă pentru a pune-o în jurul ochilor. Avem nevoie de lumină aici. O să o tapotez. Nu, deci nu-mi place fondul ăsta de ten pe cameră. Se vede bine. În realitate se vede cakey. Deci s-a făcut foarte cakey. Never again Kat Von D. Jur, am produse de la Kat Von D, dar foundationul ăsta m-a dezamăgit total. Vă zic, total. O să-mi fac și un baking tot cu asta. The water is everything. Dau pensulă mare de pudră și am să încep să blendesc totul. Ca și highlighter o să folosesc acest highlighter de la Dior care are o nuanță superbă, deci ador highlighterul ăsta. Cu o pensulă de la Kilian am să iau highlighter pe pensulă, am să-l scutur ca să elimin excesul și am să aplic. Look how this gorgeous is. Deci, nu, n-ai cum. Este timpul să setăm totul și am să folosesc acest spray de fixare de la MAC. Mama, ador! Ca și mascara am să-l aleg pe cel de la Urban Decay care îți face genele super lungi, este unul dintre preferatele mele. Pentru buze, bineînțeles că o să folosim un ruj roșu care să completeze totul. Vreau să fiu fatal, dacă pot să spun așa, și o să folosesc acest ruj de la NYX. Și acum trebuie să fiu foarte atent pentru că rujul ăsta rezistă rău. Și acesta este machiajul final. Da, finally o să mă căsătoresc. Deci finally o să mă căsătoresc și cu make-up-ul ăsta o să mă căsătoresc, da. Who knows, poate în viața asta o să mă căsătoresc cândva. Who knows, da. Hey! Who knows, poate în viața asta o să-mi ia și pe mine cineva de bărbat sau de femeie sau de zuție, whatever, nici pe care nu contează asta.
But cu siguranță o să port machiajul ăsta pentru că îmi place foarte mult. Lăsați voi în comentarii alte idei de machiaje pe care aș putea să le fac. Mie mi-a plăcut foarte mult să fac machiajul ăsta. Am fost Mario, nu uitați să dați un like, un share și mai ales să vă abonați la acest canal în cazul în care nu ați făcut-o, pentru că mă ajută enorm și îmi dau seama că munca mea dă roade, așa că vă mulțumesc tare mult pentru toată susținerea și sper să ne revedem cu bine cât de curând. Vă pup și vă doresc o zi sau o seară plăcută. Pa!